Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Da, ce am călcat, iartă-mă. Ce e asta? Ce ascultăm? Ce să fie, maică? E un vals. Și nu e Smiley. Nu e Smiley, nu. Nu e vals, vals, vals. Este un vals de hăt, mamă, de multă vreme, de pe la începuturile secolului trecut. Îi spune amintire din băile herculane, care săracele au ajuns în halul în care au ajuns. Dar asta o cu totul altă discuție. Jacob Patzeler e compozitorul și Golden Silver, adică aur și argint pe românește, îi spune întâmplării de astăzi din Piața Sfatului din Brașov și nu numai. E un spectacol organizat împreună cu Opera din Brașov, piese, melodii de pe la începutul secolului trecut și, iată, cântate câteodată și pe aici pe la noi la radio, arii din operete de Lear, vodeviluri de Alexandria, apropo, valsuri, Strauss iarăși Lear și așa mai departe. Nu atât, nu doar cu asta se ocupă Opera Română din Brașov, ci și cu Crainou mâine la liceul Șaguna din Brașov. Te-aș unde, pune să fredonezi. Poți să fredonezi? Să mă pui pe mine să fredonez, pentru că are cine să fredoneze. Cristina Radu se numește invitata noastră de azi pe Drum cu Prioritate. E solista Operei din Brașov. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cântați-ne! Pot să vă cânt o frază din Crainou, ce se va auzi mâine. Vă rog. Popularul Crainou, 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 la noi, la noi, bine ai venit! E de altfel și emblema sonoră a gării din Brașov și a multor altor serios? Idiomuri. Da, da, da. Dumnezeu, l-am trăit 18 ani în orașul ăsta și n-am avut habar niciodată. Poate că n-ați călătorit prea mult cu trenul, dar da, este acest celebru refren muzical, vine din opereta Crainou, care mâine va fi reprezentată la liceul Șaguna, așa că într-o punte peste timp, pentru că tot acolo a avut premiera în 1882, prima operetă românească semnată de Ciprian Porumbescu. Deci după 136 de ani ne întoarcem tot acolo ca să serbăm centenarul Marii Uniri prin această reprezentare muzicală a primei operete românești. Acum, la fel cum eu, habar n-aveam că semnalul gării din Brașov vine din Crainou. Poate așa, că există lume care nu știe exact ce se întâmplă acolo și ce caută craiul ăsta. Dacă craiul ăsta, de fapt, este luna nouă, care în mitologia populară aducea noroc îndrăgostiților. Această temă a fost preluată de poetul Vasile Alexandrie în piesa lui, care l-a inspirat pe Ciprian Porumbescu pentru această operetă. Și unul dintre celebrele coruri din această operetă este Crainou, de care vorbim acum. Bun, Opera Română din Brașov, tocmai ce povesteam înainte de a fi intrat în emisie, și-a lansat de curând stagiunea cu Traviata. Nu știu, să vă pun să-mi cântați și din Traviata. Eu aș putea să o țin așa până apoi. Dacă vreți, facem un recital întreg aici. Dar mai bine să invităm publicul, că sunt multe alte spectacole care se vor succeda în această stagiune și de asemenea vine festivalul în luna octombrie, la care vă invităm cu mare drag, o să fie tot felul de evenimente interesante, o gală mare a festivalului în care vor cânta mulți soliști care au activat aici în Brașov, o să fie o premieră de operă semnată de Matteo Mazzoni, în regia Matteo Mazzoni, Rigoletto de Giuseppe Verdi, gala muzicii maghiare și Frumoasa și Bestia de Oleg Danovski. Baletul Oleg Danovski va veni în Brașov ca să ne reprezinte acest frumos Hop și Constanțenii. Da. Nu poți să mai să te împiedici de un brașovean Piața Sfatului în momentele astea. Dar este foarte bine, pentru că vom fi privilegiați. E primul teatru în afara Constanței unde se reprezintă acest balet superb, Frumoasa și Bestia. Și înapoi la Crainou, strict de curiozitate, pentru câteva zeci de secunde pe final, cât, sincer, cât de grea e partitura? Cât de greu e Crainou, de fapt? Partitura nu este extrem de dificilă, dar are inserturi din folclorul românesc, de asemenea, deci are arii, duete, ansambluri vocale, are coruri și are un balet foarte frumos, deci este extrem de complexă. De acolo, da, probabil și popularitatea dincolo de semnificație, de ceea ce se întâmpla spre sfârșitul secolului 19 și apoi Așa este și noi am făcut premiera acestei operete după atâta timp la Opera din Brașov în mai anul acesta. A fost primită cu foarte mare căldură de către public și vă așteptăm și mâine. Prezentația este cu intrare liberă, așa că să sperăm că mulți brașoveni se vor bucura de ea. Cristina Radu, solista operei din Brașov, mulțumim! Și din
Transilvania a perioadei 1900-1920. Vom merge în Germania anului 2018 să vedem ce probleme au. O să ne fredonezi ceva în germană? Aș putea încerca, dar mai bine nu, mai bine trăi sud-est. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.